Doamnelor și domnilor, am putea să numim regina YouTube-ului pentru care milioane și milioane de vizualizări. Eu? Nu, ne referăm la tine. Tu ai catralioane și catralioane, însă înainte de tine se află actrița și cântăreața Jeni Nicolau. La mulți ani, la mulți ani! La mulți ani, Jenica! Cu ce ai venit? La Mititica! Nu, am venit la troleu! Dar din această seară voi avea un miliard pentru... Toți chinezii din București sunt cu ochii pe noi și vor să le cânt Constantine, Constantine, mi s-a pus pata pe tine! Pata să fie! Este plin, toți cântă de Constantin. Ți-am dat like și n-ai văzut, Constantine, Constantine, la bască nu te-a durut, mă. Ți-am dat like și n-ai văzut, Constantine, Constantine, la bască nu te-a durut, mă. Tăvălit, de-așa rău te-ai nămolit. Ia pe una de pe drum, Constantine, Constantine, să-ți o spele cu săpun, mă. Ia pe una de pe drum, Constantine, Constantine, să-ți o spele cu săpun, mă. Nu-ți-o spală. S-a jurat că nici să moară, Constantine, Constantine, că-m așa tot nu-ți-o spală. Dacă vrei să prinzi ceva, Constantine, Constantine, nu mai găsești praștia, mă. Dacă vrei să prinzi ceva, Constantine, Constantine, nu mai găsești praștia, mă. Hey! Mulțumesc foarte mult! Este cel mai frumos revelion unde am participat. Unde fi bărbat, mă, noroc că noi aici am păpat tot. Am păpat tot, hai să vă spun. Oh, ce fericită sunt că sunt aici cu dumneavoastră. Știu că sunteți foarte mulți și vreau să vă dau câteva sfaturi. Știți de ce femeia necăsătorită este mai slabă decât femeia căsătorită? Vă spun eu, cea necăsătorită vine acasă, deschide frigiderul, vede ce are în el și se duce în pat. Femeia măritată vine acasă, vede ce are în pat și se duce la frigider. În noaptea asta pot să mănânc ce vreau, că nu o să-mi zică bărbatul meu nimic, pentru că mă iubește. Mi-a zis, Jenico, te-ai îngrășat. Dacă aveai patru țâțe, nu ne mai cumpăram vacă. Bă, zi, de ce-mi zici așa că nu mai merg la niciun revelion? Hai să vă spun de ce burlacii. Burlacii sunt slabi. Știți de ce? Ei mănâncă mâncarea pe jumătate gătită, că cealaltă jumătate rămâne în tigaie.
Vreau să vă spun, dragii mei prieteni, pentru că suntem într-o noapte așa frumoasă, la mulți ani, să fiți sănătoși, fericiți, m-a întrebat... Sper că nu e vreo amantă pe aici. M-a întrebat băiatul meu, mamă, ce este aia o amantă? Amantă! E o scârbă, mamă! E o nesuferită mamă! E o femeie slabă și tânără, mamă! Care umblă la bugetul familiei! Și amantul? Amantul, mamă... Amantul este un nene simpatic, mușchiulos, cu suflet mare care îl ajută pe taică tău, mamă. Într-o zi, bărbatul meu, după ziua de Crăciun, a umplut paharul, a băut 2-3 pahare, s-a uitat la mine prin fundul de la pahar și mi-a zis, Nico, nu-mi place fața ta. Schimbul. Cu ce, mă? Cu o față de masă. Și pentru că suntem la cel mai frumos revelion, vreau să vă invit la o cură de slăbire. Să faceți și dumneavoastră acasă, lăsați paharul jos și cu paharul în cap, sub pat, în pat, unde vreți, cântați, jucați cu noi până mâine dimineață, că de mâine o luăm în reluare. Haideți! Cura de slăbire cu Jenica și...
văd. E, deci vă o să o vadă telespectatorii. Hai la mulți ani să fii sănătoși, ciorcova veselă! Aici, mamaie! Hermes, Hermes, Hermes! Hai de la Hermes! Las-o jos, las-o jos, mă, las-o jos! Măniță, mâncați-aș gura ta, mă! Mă, ce mă uit eu duminică la scandalurile alea, mă! Fii atent aici! Să vorbești cu cine vrei tu, adică tu cu tine, să mă bași pe mine, că eu știu ce fac acasă. Am pus ligheanul pe casă ca să prind România TV. Și mă uit la scandal, că mie-mi place scandalul! Hai să vă sorcovesc, mă! Ăștia de acasă, ochii la mine! Sorcova vesela! Să rămâneți tot așa! Să vă fie casa acasă! Să aveți dragoste frumoasă! În toate să câștigați! La babe să vă uitați! Că vouă vă plac alea firave! Moarte de foame și slabe! Dar babele sunt mai bune! La fel ca gemul de prunde când îl puneți peste unt, tot așa gustoase sunt, mâncava-și gura voastră, să trăiți. Mam, băiatul ăsta cu camera, să te faci spre mine, bă, să mă faci mai înaltă, țâțe mari, fundul mic, picioarele lungi și nasul în vânt. Bă, să vă iubiți, mumă, că-ți azi corpul tău, tu nu mănânci, tu nu, mă, eu eram în așa în talia, eram în talia ei când eram în clasa a doua primară. Mă, să vă iubiți, că moșul meu, mă, Marius, când era tânăr, era ca cafeaua, fierbinte, tare și mă ținea trează toată noaptea. Și neagră, poate. Acum e ca un copil, nu mai are păr, nu mai are dinți și de 3 luni am pus și pe împărți. Să vă demonstrez că mă mișu ca Lorena, care a spart țara asta cu tigăile ei. Fa, Loreno, că ți-ai gura, te-a vrei să-ți facă baba o muzică așa, pă, care să cântă la american, la, da? Hai, mama, ia dă drumul, mama, să nu lați asta ca mânia, ca trafusri, ia, bă, Costele, să mă sorcovesc spre dimineață. Dar să-ți țin eu asta de filmă. Să-ți o ții la tine, că-mi trebuie, mama, lasă-o aici jos. Hai, mama, dă drumul la muzică, mama. Te-am turbat pe alea din bloc, ca ascult muzică tare, și sunt oftecate foc, ca să mare dansatoare. I like to move, move. Le-am turbat pe alea din bloc, ca ascult muzică tare, și sunt oftecate foc, ca să mare dansatoare. I like to move, move. Toată ziua beau și pa, și dansez cu tinerii, ascult muzică și hap de zuncină creierii. Geloasele mi-au zis hoașcă, că nu mă uit cum arăt, dar eu sunt babă de gașcă și-am să le dau peste bă. I like to move, move. Geloasele mi-au zis hoașcă, că nu mă uit cum arăt, dar eu sunt babă de gașcă și-am să le dau peste bă. I like to move, move. Să nu vă puneți cu mine, ce dacă-mi place paharul, eu când beau arăt mai bine goală ca Ioana Tufaru. Morii scoate de necască, sunt roșie în obraz.
geometrie, ca triunghiul isoscel. De-mi vine să arăt și mie că mă mișc în mare fel. I like to move, move. Fac figuri din geometrie ca triunghiul isoscel. De-mi vine să arăt și mie că mă mișc în mare fel. I like to move, move. Să te placă publicul, nu-i nevoie de talent, arată-le doar buricul și ești vedetă direct. Să te placă publicul, nu-i nevoie de talent, arată-le doar buricul și ești vedetă direct. Revenim, doamnelor și domnilor, după o scurtă pauză cu ceva ce chiar n-ați mai văzut. Ce s-a întâmplat până acum, vă spun, e nimic pe lângă ceea ce urmează să se întâmple la Super Revelionul României. Ne întoarcem în doar câteva clipe, să ciocnim pahare, să cântăm și să ne distrăm aici la România TV.